Haideți repede să fiți fotogeni. Ia cascheta mea la tine. Ți-ai făcut un parc așa, înaltă, ca la SS. Ce s-a întâmplat? Salut, am venit să-mi ridic mașina. Da, l-au deschis aici porțile, frumos, am zis că doresc să plătesc, să achit, să dea mașina. Eu când am intrat în curte, eu închis porțile, nu m-au lăsat să mă ajute prietenii mei să pot să mă ridic acolo, să o deschid, să văd despre ce e vorba, de fapt și de drept. Că nu, din ce am înțeles eu, mașina mea când s-a fost ridicată, a fost tărâită. Există și o filmare pe această temă și o să rog cine o are să vină să ne-o aducă. În momentul în care am pătruns în mașină, am pornit-o și am încercat-o vis-a-vis de anumite aspecte care eu știu că se pot întâmpla în momentul în care mașina este ridicată. Practic, pernele de aer la această mașină nu mai sunt funcționale, nu se mai ridică și nu se mai lasă. Aceste lucruri nu erau, le-am constatat în urma acestei ridicări. Mașina mergea înainte să se ridice, am și scris pe procesul verbal de ridicare că am constatat această neregulă. Totodată am vrut să verific grupul mașinii, să văd dacă e funcțional, pentru că am înțeles că se târie mașina când se ridică. Nu se pun role pe roți cum trebuie să se folosească la un 4x4. Trebuie puse role pe roți, nu ulei pe roți, când s-a pus ulei și miros cauciucurile, ulei de transformator, au pus ulei pe roți și mi-au târât-o efectiv pe jos. Mi-au târât-o și mi-au urcat-o pe platformă. Mai departe, o să merg la un service autorizat, Land Rover, și o să-mi constate această eroare care o am în bord, îmi spune că pernele de aer nu mai sunt active și o să cer o investigare, să vedem ce și cum. O să trebuiască să-mi plătească daune pentru acest. Eu, reparația la mașina mea, care funcționa până în momentul ridicării, nu o să vreau să o plătesc, am pretenții să mi se facă mașina, să meargă cum mergea înainte. Ei au spus că totul se rezuma și totul era mult mai simplu dacă eu, în momentul în care am mers la clubul de lângă parcarea respectivă, aș fi anunțat că mașina mea e acolo, că ei au un acord cu clubul respectiv și putea să stea mașina acolo fără niciun fel de problemă, dar ei n-au știut că eu am fost un client epic și din cauza asta mi-au ridicat mașina. Și ce ți-a spus? Au pus ulei? Cum? Da, au pus ulei pe roți. Deci chiar ei mi-au declarat, au pus ulei pe roți și au legat-o cu chingile și au tras-o cu troliu efectiv, au târât-o pe jos mașina. Da. Cred că atunci s-a stricat, pentru că nu mai merge, nu se mai ridică. Haideți să vă și arăt. Vă rog. Aici am un buton.
am un buton care în momentul în care fac de el în jos, începe să-mi pâlpâie și îmi dă o eroare în bord, unde spune că suspensia de aer nu este activă. Mașina nu se mișcă. Eu acum țin, ar trebui să coboare. Asta e normal. Acest buton, asta face, lasă mașina în jos. Când dau în sus, ar trebui să se ridice. Nu se ridică, nu e funcțională. Lucru care înainte era. Cam asta e. Da, o să-i dau în judecată pentru acest lucru. Da, o să-i dau în judecată. Plus, de asta, seara am fost unul dintre cei care am fost luat pe capotă, efectiv, și târât, dus pe capotă 15 metri și după care am picat din mașină. Sunt tot lovit, nici măcar n-au avut bunul simț să îmi dea jos mașina înainte. M-au făcut să mă chinui, să mă urc pe bolovani, era să și cad de acolo, ca să pot să-mi deschid mașina. Și au fost foarte recalcitranți. În fine, asta nu mai contează. La urmă, mi-au recunoscut autorul.